Bun venit în Sibiu! Locul unde cade podul de sub tine dacă spui o minciună. Locul unde oriunde ai merge, te simți urmărit de clădirile din jur. Dar mai mult de atât, locul ce ascunde o istorie veche de 900 de ani în spatele străzilor sale pietruite, dar și a turnurilor ce veghează zidurile vechii cetăți. Sibiu are o poveste cuprinzătoare de spus, pe care ne-am propus să o descoperim vizitând obiectivele sale turistice principale, dar și cele mai puțin cunoscute. Salutare lume, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Iar astăzi descoperim de ce Sibiul este un oraș așa de frumos. Sibiu este unul dintre cele mai vechi orașe de pe teritoriul României, aflat în Transilvania și care are o istorie îndelungată ce astăzi ne-a lăsat o multitudine de clădiri istorice impresionante, dar și un mix de comunități care locuiesc astăzi în oraș, în cei 147.000 de locuitori, aflându-se atât români, sași, maghiari, cât și romi. Aș putea să vă spun multe despre oraș, însă mi se pare că cel mai interesant aspect, care de altfel ne și spune originea sa, este legenda prin care s-a întemeiat. Se spune că un cizmar german pe nume Hermann, care era în fruntea unei cete de coloniști sași, a venit și a pus bazele unui mic sat aici, pe care l-a numit Hermannsdorf. Mai târziu, în timp ce regele Ungariei era în vizita acestei colonii, pe acea vreme Transilvania era sub ocupație maghiară, Hermann a rugat regele să îl lase să extindă satul acesta la nivel de oraș, pe cât cuprinde o piele de taur. Regele atunci a fost uimit, pentru că pe suprafața unei piei de taur nu poți pune nici măcar o colibă. Dar a fost foarte surprins în momentul în care Hermann a început să taie și să întindă acea fâșie de piele, până când a atins suprafața tot ceea ce vedem astăzi în vechea cetate a Sibiului. Astfel, Hermannsdorf a devenit Hermannstadt, nume pe care îl mai vedem pe plăcuțele orașului atunci când ne plimbăm. Aventura noastră începe în piața centrală a orașului, denumită și Piața Mare, ce a fost finalizată în anul 1366, moment care marchează și construcția celei de-a treia centuri de fortificații, dar despre asta o să vorbim mai târziu. Ca orice oraș cu iz german, aceasta era piața publică a orașului, unde aveau loc mai multe evenimente, târguri, adunări cetățenești și chiar execuții. Pentru că este inima orașului, de aici putem observa câteva monumente emblematice ale Sibiului, cum ar fi Turnul Sfatului, dar și o multitudine de clădiri cu stiluri arhitecturale diferite, ce se îmbină foarte estetic și care au pus piața în patrimoniul UNESCO, cum ar fi Casa Albastră sau Palatul Bruckenthal. Că tot am adus vorba de Palatul Bruckenthal, acesta găzduiește și cel mai vechi muzeu de artă din România, care a început ca o colecție personală a baronului von Bruckenthal, pe care îl putem vedea și la intrarea acesteia, unde veți găsi opere de artă atât de la artiști români, cât și internaționali, și noi recomandăm de altfel să faceți o vizită aici. Am fost într-o vizită anterioară la Sibiu și ne-a plăcut foarte mult. În timp ce admir toate aceste clădiri superbe, vei remarca într-o laterală a pieței și un cerc roșu, cel în care mă aflu acum, care marca amplasamentul statuii lui Roland, lider militar franc din timpul lui Carol cel Mare, ce a fost atestată în 1555 și dată la o parte undeva la mijlocul secolului al XVIII-lea. Și asta pentru că ea marca locul unde aveau loc execuțiile publice a celor care erau condamnați la moarte prin decapitare. Pentru că are o istorie așa de încărcată în spate, am avea multe să vă povestim despre ea. Însă, ce ar trebui să rețineți este că, la fel ca și în trecut, astăzi este inima orașului și găzduiește o multitudine de evenimente culturale, restaurante și cafenele ce oferă pieței o atmosferă vibrantă și animată. A spus cineva cafeluță. Bineînțeles că trebuia să luăm și noi o pauză de cafeluță și ne aflăm la Lumos. Are un nume inspirat din Harry Potter, dar e ceva mai nordic ca design. Noi am ales aici să ne luăm o cafeluță, bineînțeles că de-aia am venit până la urmă, și să mai încercăm și câteva opțiuni de brunch, cum ar fi niște ouă cu guacamole, ouă poșate, în fine, o combinație nebună. Și Vlăduț și-a luat ceva scrambled eggs cu bacon, care arată demențial. Pe lângă asta nu am rezistat, ne-am luat și ceva pâinică făcută cu zahăr, trasă la tigaie, dar arăta foarte bine că l-am văzut la altcineva pe masă.
Sibiul are câteva caracteristici arhitecturale unice spre deosebire de orașele din jur, cum ar fi aceste pasaje ce au apărut în funcție de nevoile vremii, acestea specific legând orașul de jos de orașul de sus, care de altfel reprezentau și diferențele între clasele sociale. Unul care se remarcă este pasajul scărilor, care, așa cum îi spune și numele, este format dintr-o rețea de cărămidă și piatră ce făcea parte din cea de-a treia cetură de fortificație a cetății orașului și care mai este cunoscut sub denumirea de zidul Coace. El ar fi fost construit în secolul XIV, însă unele teorii, nesusținute cei drept, spun că ar fi existat încă din secolul al XIII-lea. Imediat ce ieși din pasaj, îți va sări în ochi Biserica Evanghelică, care nu degeaba este una dintre cele mai impresionante edificii din toată Transilvania, pentru că este pe de-o parte cea mai înaltă clădire din Sibiu, dar și a treia cea mai mare biserică construită în stil gotic din țară, după Biserica Neagră din Brașov și Catedrala Sfântul Mihail din Alba Iulia. Cu toate acestea, stilul arhitectural nu este reflectat și la exteriorul clădirii, putând observa elemente gotice doar la interior, pentru că în 1520 a fost reamenajată în stil romanic. Fiind mai aproape de ea și analizând-o, chiar pot observa niște elemente gotice ce au rămas dinainte ca aceasta să fie reamenajată, în special ornamentele de la ferestre care sunt specifice stilului gotic, dar și arcadele astea de la intrare, care le-am mai văzut la multe catedrale gotice din Europa. Acesta se remarcă prin turnul înalt dispus pe 7 nivele, care este înconjurat de jur împrejur de alte 4 turnulețe, ce semnifică faptul că Sibiu ar fi avut drept de condamnare la moarte. Și că tot veni vorba de turn, acesta are și o legendă, bineînțeles. Atunci când a fost dispusă construirea lui, niște meșteri sibieni au fost trimiși la Bistrița pentru a măsura în secret înălțimea turnului de acolo, care, pe vremea aceea, deținea titlul de cel mai înalt turn. Însă, după ce au terminat măsurătorile, pe care, apropo, le-au făcut cu o funie, lucru destul de important, s-au oprit într-un spre casă la un han. La hanul respectiv, după mai multe băuturi, și-au dat drumul la gură și și-au divulgat planul și misiunea în care erau implicați. Astfel că gazdele hanului, în timp ce aceștia dormeau, le-ar fi tăiat 2 metri din dimensiunea funiei, iar turnul nostru de azi, în loc să aibă 75 de metri, are 73, puțin. Biserica este vizitabilă, la fel și turnul, iar pentru a intra în biserică vei plăti 10 lei și alți 10 lei pentru turn, însă dacă vrei să faci o vizită combinată, te va costa 15 lei. Din păcate, noi nu prea avem noroc pentru că se desfășoară un eveniment privat și este închisă timp de o săptămână, iar noi nu stăm așa de mult, așa că mergeți voi și spuneți-ne în comentarii cum vi s-a părut. Tocmai am descoperit, în timp ce ne plimbam pe lângă Biserica Evanghelică, că fix în curtea sa se organizează un mini târg în care mai mulți producători locali vin și își vând produsele. Găseți acolo legume, plăcinte, miere, de care ne-am luat și noi. Apropo, am mai văzut brânzeturi, mezeluri. Mi se pare o idee foarte faină și un mod foarte bun de a încuraja producătorii locali să își vândă produsele și ca oamenii care locuiesc în oraș să aibă acces la ele, pentru că e mult mai comod să mergi în supermarket, însă niciodată nu este garantată calitatea produselor pe care le luăm de acolo. Eu voiam doar să vă spun că evenimentul se numește Vinerea Verde, ca să găsesc mai multe informații despre el. Nu fi el cel mai înalt, dar cu siguranță este impresionant. Iar locul de unde poți să-l vezi cel mai bine este chiar Piața Mică. Da, Sibiu are și o piață mică, nu doar una mare, care a fost construită în secolul al XIV-lea, în timpul celei de-a doua fortificații a vechii cetăți a orașului. Am mai vorbit de fortificații și v-am promis că vă explic care este treaba cu ele. Sibiul la început era o mică colonie de sași împărțită între orașul de jos și cel de sus. Însă, după 50 de ani de la întemeiere, a venit o invazie a tătarilor care a făcut pagube destul de semnificative. Iar pentru a evita asta pe viitor, sașii au decis să construiască mai multe centuri de fortificație, moment ce le-a adus și mult mai multă prosperitate și dezvoltare.
În acea perioadă se găseau aici mai multe măcelării, ulterior făcându-și loc și croitorii printre aceștia și în secolul XV chiar și cizmarii. După cum poate bine știți, țașii erau împărțiți în funcție de domeniul de activitate în bresle, lucru care a făcut din această piață un centru meșteșugăresc a cărui urmele mai putem vedea și astăzi printre aceste tarabe. Noi am tras așa o fugă pe la ele și chiar ne-am luat un mic suvenir, și anume un magnet lucrat din lut. Mie mi s-a părut ceva ce nu găsești peste tot. La fel ca și în Piața Mare, regăsim o multitudine de clădiri istorice, unele caracterizate de un parter semideschis cu arcade, ce mie mi-aduc aminte de arhitectura din Bologna, dar și unele care parcă trag cu ochiul atunci când te plimbi pe aici. Mai țineți minte când spuneam la începutul videoclipului că în Sibiu oriunde ai merge te simți urmărit? Și da, mă refer la acești ochi de pe acoperișul caselor. Ei bine, contrar legendelor urbane care spun că au fost construite aceste ferestre ca să te simți mereu urmărit și băgat în frică, mai ales în perioada comunismului când contextul era de așa natură, ele sunt mult mai vechi și au fost construite cu totul alt scop. Mai precis, în secolul al XV-lea, oamenii obișnuiau să-și depoziteze alimentele în pod, iar aceste ferestre au fost construite pentru a ventila aceste camere folosite pe post de depozit și, deși au apărut atât de devreme, majoritatea dintre acestea au fost construite în secolul al XIX-lea și păstrate în aceeași formă. Din acest motiv se mai zice și că Sibiul este orașul care nu doarme niciodată, pentru că acești ochi rămân mereu deschiși. Și să știți că mi-au spus ceva casele, nu ați dat like acestui videoclip și nici subscribe la canal, așa că mai bine o faceți, că s-ar putea să se supere. Sibiu este și un oraș al premierelor, pentru că aici s-a deschis primul spital, prima școală, dar și prima farmacie din România, în anul 1494. Această farmacie, numită Vulturul Negru, a activat până în anul 1949, inițial în Piața Mare și sub proprietatea statului, urmând să intre proprietate privată și să schimbe mai multe locații, iar la cea de-a treia, astăzi, se află un muzeu care a fost înființat în anul 1972, a cărui scop este să împărtășească din istoria farmaceutică din Sibiu. Pentru doar 16 lei ai ocazia de a te plimba prin cele 4 camere originale ale farmaciei și poți descoperi peste 6600 de exponate, inclusiv balanțe și mojare care au fost utilizate de-a lungul timpului, dar și un mobilier vechi lucrat la Viena în 1902. Camera cea mai interesantă cu siguranță este laboratorul, unde pe lângă exponatele astea de care ți-am povestit, vei găsi și o mulțime de informații despre diferite substanțe ce se descoperiseră acolo sau care se lucra acolo, dar într-o altă cameră separată vei găsi mai multe informații și despre știința homeopatiei, care, curios sau nu, a fost descoperită aici, în Sibiu. Tot în Piața Mică se află și podul minciunilor, care este vechi din 1860 și este primul pod de fontă construit în România și care este faimos datorită legendelor care cumva îi explică și numele. Unii spun că aici se întâlneau localnicii zilele de târg și împărțeau știrile urbei, care de fapt erau niște bârfe inventate de piețari. Alții spun că aici erau prinși și aruncați peste pod mincinoșii, o situație comună fiind aceea în care negustorii își înșelau clienții și erau prinși. Iar alții spun că elevii de la Academia Militară își dădeau întâlnire cu fetele aici, le jurau iubire și apoi le lăsau cu ochii în soare. Totuși, în urma acestor legende am rămas una comună cu toții, și anume că dacă vei spune o minciună pe acest pod, atunci va cădea. Se pare totuși că numele acestuia provine dintr-o confuzie fonetică între două expresii germane, Liegenbrücken, care înseamnă podul culcat, probabil pentru că acesta nu are stâlp de susținere, și Lügenbrücken, sau ceva în genul acesta, care înseamnă podul minciunilor sau podul mincinoșilor. Și contrar a ceea ce s-ar putea să creadă unii, podul nu a fost construit ca să identifice mincinoșii, ci pentru că între secolele 15 și 19, accesul din orașul de sus unde ne aflăm acum, în orașul de jos, se făcea printr-un tunel. Practic, imaginați-vă că aici erau dispuse case pe toată această suprafață, iar sub ele era un tunel. Ei bine, problema cu acesta era că devenise insalubru și era destul de dificil să treci printre el, mai ales că era foarte lung și întunecos și devenise un adevărat focar din inspecție. Astfel că magistratul orașului a decis demolarea tuturor caselor care se aflau aici și construirea acestui pasaj, care are foarte multe decorații și pe care putem observa pe o parte acestuia stema orașului, iar pe cealaltă anul de construcție.
așa de frumoase clădirile astea. Mă întreb cum ar fi să stai într-una din ele. S-ar putea să pot să-ți arăt eu. Bun venit la cazarea noastră, la care sunt sigură că nu te-ai aștepta să găsești un astfel de tavan cu o pictură renascentistă. Vorba vine pictură, pentru că e tapet. Apartamentul vine cu un loc de parcare, lucru mai rar și mai greu de găsit aici în Sibiu, și cu faptul că te afli la numai 10 minute de mers pe jos de piața mare a orașului și cu o grămadă de alte dotări de care ai putea avea nevoie cât timp stai aici, fie că vorbim de un televizor, fie că vorbim de un fion sau chiar de coșulețul cu fructe, de ciocolata pe care am găsit o surpriză și chiar de apă, dar are și două minusuri. Primul dintre acestea este legat de aerul condiționat, care lipsește și deși camerele sunt mari, noaptea se face foarte cald, mai ales pentru noi care suntem aici în luna august. Iar cel de-al doilea lucru este fierul de călcat, așa că în tot acest videoclip o să mă vedeți cu această bluză boțită, că nu am ce să-i fac. Toate astea pentru prețul de 630 de lei pentru două nopți. Nu știu, spuneți-mi voi în comentarii, merită, nu merită, eu aș mai sta aici numai pentru tavan, trebuie să recunosc. Cred că primarea noastră de astăzi, privită de undeva de sus, pare că a fost făcută de niște nebuni. Nu de alta, dar ne-am învârtit continuu în cer, cu toate că putem să facem totul mult mai accesibil, și anume să trecem pe sub turnul sfatului, care pentru asta a fost construit, pentru a lega piața mare de piața mică sau în trecut pentru a face trecerea către cea de-a doua centură de fortificații. De la cale de acces, scopul acestuia a tot fost reinventat. A fost depozit de grâne, închisoare, chiar și muzeu de științe naturale. Însă numele său vine de la faptul că fix în proximitatea sa se ținea sfatul orașului, deoarece se află foarte aproape de primărie. Astăzi mai are niciunul dintre aceste scopuri, ba chiar este vizitabil, cu toate că din structura sa veche din secolul al XIII-lea nu s-a mai păstrat decât până la primul etaj, etajele superioare fiind restaurate și renovate de multiple ori. În 1585, cauza unui cutremur devastator, chiar s-au dărâmat, surprinzându-l pe pictorul Johann David, care lucra la zugrăvirea bolții turnului sub dărâmături. Accesul în turn se face pe această ușiță mică, care se află chiar lângă pasajul care duce către piața mare, iar programul este de la 10 până la 5:30, însă atenție, pentru că ultima urcare este la 5, iar luni și marți este închis. Un alt pasaj ce îți va atrage atenția este cel al aurarilor, care, după cum îi spune și numele, era locul unde mulți din meșteșugarii din breasla aurarilor își aveau atelierele, iar oamenii ce doreau să treacă din orașul de sus în orașul de jos erau deseori copleșiți de mirosul forjelor și de zgomotul uneltelor cu care aceștia lucrau. Ce se remarcă la acest pasaj este aspectul medieval, care s-a păstrat încă din 1567, inclusiv turnul care a fost construit în a doua centură de fortificații, turnul Porții Aurarilor. Bineînțeles, după atâta vizitat și atâta istorie, ți se face o foame de nedescris. Așadar, mergem într-un loc tradițional, unde putem încerca atât bucătărie săsească, cumva combinată cu o bucătărie românească. Și locul unde o facem este la Pivnița de Vinuri, care se află chiar în pasajul scărilor, despre care am mai povestit anterior, unde ne-am luat un gulaș, care miroase foarte bine, abia aștept să-l gust, o plăcintă cu ceapă, care este specialitate locală de aici, și o tocăniță de vită săsească cu varză roșie, cum am mai mâncat în Râșnov, dacă țineți minte, și ne-am luat și o sticlă de vin rosé de la o cramă din Maramureș, pentru că dacă tot e Pivnița de Vinuri, am zis să încercăm și un vin. Gulașul costă 29, plăcinta 28, iar tocănița 55. Hai să vedem și cum este mâncarea. Începem cu gulașul, iar cel mai bun mod de a gusta este să înmuiați așa pâinea puțin. E foarte bun, exact cum am mâncat în Budapest, e rețetă de aia ungurească ca lumea. Următoarea pe listă, bineînțeles, este plăcinta. Ia să vedem. La asta chiar am așteptări foarte mari, îmi plac de obicei preparatele pe bază de ceapă. Mamă, ce bun, e moale, are gust de ceapă, e fain condimentată, cred că mai are niște brânză pentru că, sau smântână, pentru că este foarte moale pe interior și crocantă. Și ultimul preparat,
tocana. Hai să vedem cum este. Văd că este niște vită făcută la ceaun, probabil aici. Toată farfuria asta combinată este un combo foarte bun, pentru că vita are o aromă așa mai sărată, varza asta este dulce. Nici acum nu știu exact cum se face, dar e foarte bună. Și pentru că v-am zis la începutul videoclipului că o să aflăm de ce Sibiul este un oraș așa de frumos, haideți să vă spunem și de ce ni se pare că este peste multe orașe din țară și motivul pentru care credem că este o destinație europeană și de top. Primul rând, mobilitatea este foarte facilă. Centrul istoric este interzis pentru mașini în mare parte și asta îl face foarte ușor de luat la pas, astfel încât poți să te plimbi și să ajungi în maxim 5 minute la fiecare obiectiv turistic principal. Pe lângă asta ai un transport în comun foarte bine pus la punct și poți ajunge chiar și în locuri mai îndepărtate. Și mai ai și biciclete pe care le poți închiria puse la dispoziție de primărie, din ce am văzut. Cu toate că nu sunt foarte multe piste de biciclete, mi se pare și asta un plus foarte mare. Un alt lucru pe care l-am remarcat este că pe fiecare clădire istorică vei găsi o plăcuță în care ți se va explica ce a fost acolo sau cine a trăit acolo și pe lângă asta ai un cod QR pe care poți să-l scanezi, te va duce către un site unde găsești documentat o mulțime de lucruri. Pe lângă asta mi se pare un oraș foarte curat, am văzut chiar mașini de curățenie care vin în fiecare dimineață și spală străzile și mi se pare în același timp și sigur. Și că tot vorbim de încredere, oamenii de aici ne s-au părut foarte de treabă și foarte drăguți. Cam astea ar fi motivele pentru care credem că Sibiul este peste orașele din România. Trebuie să vă spun că scena de restaurante și cafenele este extrem de variată și faină în Sibiu, iar locul unde tocmai am fost ne-a întărit această părere, care se numește Ouă și Unt, foarte inventiv aș putea spune, care este o locație bună atât pentru mic dejun cât și pentru brunch. Noi aici ne-am luat niște hash browns cu ouă poșate, sos olandez și ciuperci și un avocado toast, în care a fost excelentă, și ne-am luat și niște desert. Am luat un fel de pâine frigănea, cred că era prăjită cumva, cu gem de mere, mere caramelizate, foarte bună, și aia și un brownie. Cafeaua de asemenea este de asta de specialitate, foarte aromată și bună, iar totul ne-a ajuns 168 de lei. Deși multă lume ți-ar spune că Sibiul este suficient de văzut într-o singură zi, ei bine, noi suntem aici să-ți demonstrăm contrariul, și asta pentru că e o bază bună de a face și alte lucruri, nu doar de a te limita la zona centrului vechi. Poți face de aici o excursie către Păltiniș, care este la doar o oră distanță și care este cea mai veche stațiune montană din România. Poți face o excursie tot în oraș, dar cumva în afara zonei turistice, la Muzeul Astra, unde ne aflăm și noi și unde vom avea ocazia de a explora undeva la 10 km de alei dintr-un sat tradițional. Acești 10 km de alei se întind pe o suprafață de 96 de hectare care îl fac cel mai mare muzeu în aer liber din toată Europa și probabil vă întrebați ce o fi pe o suprafață atât de mare. Ei bine, vom vedea aici toate invențiile civilizației românești dinainte de perioada industrială. Practic, case, instrumente pe care le foloseau în viața de zi cu zi pentru activitatea agricolă, porturi populare și așa mai departe. Așa că, haideți să vedem ce găsim. Odată ce intri vei vedea mai multe alei și indicatoare și probabil este destul de greu să te orientezi aici, dar partea bună este că ai o aplicație unde poți accesa o hartă și să-ți faci un mic itinerar, iar odată ce ai ajuns lângă o casă poți vedea mai multe informații despre ea. De exemplu, aici ne aflăm la o casă din județul Gorj, unde este ilustrat cum se împleteau rogojini, coșuri și papornițe. Spre deosebire de alte muzee pe care le-am mai vizitat, aici poți să câștigi ceva mai mult context, și asta pentru că vei găsi ateliere practice sau chiar exemplificări ale anumitor situații. Un exemplu simplu este legat de măștile pe care le vedeți în spatele meu, care implică un ritual numit chipăruș, în care 12 bărbați mascați dau
posează în fața casei persoanei decedate pentru a alunga spiritele rele. Ba mai mult, în anumite zile poți fi parte dintr-un workshop de creație unde poți să creezi masca ta proprie. Iar un alt exemplu este legat de biserica care încă este funcțională și pentru care se pot face cereri în ceea ce privește anumite procesiuni religioase. Autenticitatea este la un nivel atât de mare încât vei găsi inclusiv animale în carne și oase, da, acelea sunt oi adevărate și noi am fost surprinși când le-am văzut, pe care le găseai pe vremuri în gospodăriile pe care le vizitezi. Astra a apărut în 1861 cu scopul de a conserva moștenirea culturală, însă muzeul pe care îl vedem noi astăzi a apărut sub formă de idee abia în 1940, iar prima casă strămutată aici a fost abia în 1963. Astra nu e doar muzeul acesta în aer liber, ci este un complex muzeal din care mai fac parte încă 3 alte muzee pe care puteți să le vizitați în proximitatea Sibiului. Cu atât de multe case este greu să te hotărăști ce-ți place, însă ce ne-a impresionat pe noi au fost morile și toate casele din zona ce ilustrează viața din Delta Dunării, pentru că peisajul era uimitor, mai ales că chiar arată ca în Delta Dunării fiind foarte mult stuf și fiind casele pe marginea unui lac, iar acele mori ne-au adus aminte de ambalajul de făină Băneasa. Însă o atracție a muzeului, pe care cu siguranță n-aveți voie să o ratați, este această casă din Vlădești, județul Vâlcea, care se regăsește pe bagnota de 10 lei și care este veche din anul 1835, conform unei inscripții de pe una din bârnele din foișorul casei. Ea se spune că a aparținut unui preot care se refugia aici în momentele de pericol. Cu siguranță acest muzeu este unul dintre cele mai complexe și bine amenajate muzee de la noi din țară, sau cel puțin pe care l-am vizitat noi. Dacă ne înșelăm, spuneți-ne în comentarii unde ar mai trebui să mergem. Iar dacă vrei să vii și tu aici, pregătește să aloci un minim de 2-3 ore, asta fără să participi la vreun atelier. Și dacă plănuiești să stai mai mult, sincer, cred că poți să stai lejer o zi întreagă aici, să știi că sunt și o mulțime de restaurante care oferă diferite tipuri de mâncăruri, fie ele, nu știu, ceva așa, snack, să mănânci repede, fie chiar restaurant cu specific românesc. Ca să intri în acest complex, va trebui să plătești 35 de lei de persoană și vei avea acces la toată această alee uriașă care te poartă prin satele despre care ți-am povestit. Și iată ne ajungi la finalul incursiunii noastre din Sibiu, unul dintre orașele noastre preferate din România, de altfel, care credem că are foarte multe elemente ce îl fac o destinație de top la nivel de european, ce poate concura cu nume grele, precum Budapesta sau Praga. Nu de altă, dar am văzut aici foarte mulți turiști străini, ba chiar aș băga mâna în foc și aș spune că sunt mai mulți decât români. Într-un mod ironic, străinii văd mai mult valoarea decât noi, care îl avem mult mai aproape și tând ajunge mult mai ușor. Dar sperăm că acest videoclip va convinge și pe voi să faceți o vizită în Sibiu și dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Foarte important să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul de notificări ca să fiți la curent cu tot ce postăm. Dați un share cu prietenii și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa! Și nu uitați că ochii de pe acoperișurile Sibiului vă văd dacă ne-ați dat subscribe.